Premiile, 21 la număr, au fost acordate pe categorii de vârstă, elevi, studenți și adulți. În cazul unora, premiile au fost un eveniment de familie. Spune-te, care a fost cartea pe care ai promotat anul ăsta de aici și ți-a plăcut cel mai mult? Roșu de Rubin, de Christine Gere. Te vorbea de o suprafată numită Gwendoline, care descoperă care e gena călătoriei în timp și are multe călătorii și foarte multe dublări. Cel mai mult mi-a plăcut La răscruce de vânturi. Nu spune doar povestea unui personaj, ci implică atât de multe personaje, fiecare cu povestea lui, tristă sau fericită. Și chiar dacă personajele sunt bune sau rele, toate merită un final fericit și fiecare personaj și-a găsit finalul fericit altfel, deși noi am privit acele finaluri ca poate triste. Premiile de la categoria adulți au demonstrat că lectura este un hobby pentru toată viața. Mama mea a fost înscrisă încă de tânără, de la 18 ani, și când s-a măritat și când eu am ajuns la 12 ani, atunci m-am scris și pe mine. Și așa de mult mi-a plăcut latina, deși era o limbă moartă, dar așa de mult mi-a plăcut, încât așa bine am învățat că am citit și cărți în limba latină. În ultima perioadă îmi plac foarte mult cărțile de scritori americani foarte recenți, romane foarte recent apărute de scritori americani. Vârsta sau ocupația premianților este diferită. Dincolo de acest aspect și de statisticile pe baza cărora s-au făcut clasamentele, se poate creiona un profil tipic al cititorului fidel arădean. Asta vine de la chestiune de educație. Fideli sunt mai ales cei care au trecut de 50, 40, 50 și cei care și alții care vin din familii unde există asemenea modele. În fond, și plăcerea cititului se cultivă în familie. Laureații galei au primit diplome și, bineînțeles, ceea ce își doreau cel mai mult, cărți.